reparat asta de aici la poartă. A reparat asta de la poartă. Ce? Astea electrice. Da. Da? Da. Bine, bine. Încărcăm mai, ne-am luat mașini electrice. Mi-am dus un scot. Și eu la fel. Am eu două role. Și eu la fel, tălătătătile. Da, da. Serios, eu de mult îmi pusesem pe fiecare perete taci. Eu aveam niște direcții pe perete și spuneam taci, mereu mă uitam la ele. Dar de data asta o să mi le pun din nou. Eu să mă evit. Deci umplem magazinele de produse proaste și tu ca director, poți. Poți. La grădina zoologică e accident. Păi nu. Ne ducem la grădina acum. S-a născut pe prima zebră în captivitate la Brașov. Nu mai aveam da, ce e... să
să dea ei și dădeau la fiecare, pe fiecare, doamne, îmi venea să sparg televizorul. Zic, măi, frate, măi, ce mare lucru și ce păcit interesant că s-a născut o zebră în captivitate. Asta e de luat așa, pe partea asta, așa, și de mers pe partea cealaltă. Până aici. Deci până aici. Până aici în partea cealaltă. Măi, ce bătea acolo un polițist și cu piciorul un șofer. Băgase piciorul pe geam și îl bătea pe șofer. Într-o parcare, dar era, nu știu, că echipa era să vedea pe ea că e scolită și cu bun simț. A zis că ne-am speriat pe șoferul ramă, dar s-a dat jos, nu știu dacă erau și copii. Deci ne-am speriat, dar nu știu, nu știu, nu știu, pe geam, polițist. Da, da, uite. Păi ăsta unde se ducea? Da, un surbăge, ca de... Ăla negru nu i-a dat prioritate, nu ăla alba. Ăla care venea de la parc. Sau de unde se ducea? Nu de la noi, că era pe bani, da, cum e norocită. Da, una totală. Nu, nu știu că... A, tu nu știi, când, dar într-o sâmbătă, când eram cu tanța, bunou, când o duceam, aduceam de la Ghiieva. Era accident aici, intrase unul într-un cap de camion. Intrarea până e liberă, dar aici am plecat și acum.